Întotdeauna mi-am dorit să fac ceva mai mult decât fac în Brașov, adică stric concursurile de karaoke. Prima oară când am dat de știre că eu cânt și îmi place să fac chestia asta a fost pe internet. Am postat un cover, a avut un feedback foarte bun și am continuat să fac chestia asta. Am ajuns la concluzia că e destul de greu să ajungi sus. E greu să ajungi sus și e și mai greu să rămâi acolo. Acum ceva timp am renunțat pentru o perioadă la muzică. Știam că am nevoie de bani pentru chestia asta, pentru că ai nevoie de bani ca să te lansezi. În Germania am plecat. Lucram într-o fabrică de carne, mai pe denumirea populară un abator. A fost șoc pentru mine, a fost un șoc să ajung acolo. Consideram că pot să fac mult mai mult de atât. Când i-am spus mamei de faptul că o să particip la Vocea României, prima ei reacție a fost să mă întrebe când mă întorc. Eu mi-aș fi dorit să nu mă întrebe când mă întorc, aș fi dorit să mă lase să plec și să se gândească că nu mă mai întorc eventual, că reușesc să fac ceva aici. Cam un ultim tren așa pentru vârsta asta pe care o am. Nu știu, și nu aș putea să-mi încap în corp, dacă aș reuși să trec mai departe de etapa asta, n-aș reuși să-mi încap în corp de bucurie. Oh, uite la tine, cât de drăguță poți să fii.